Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 160 ediții de analize economice, un proiect comun în viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe paginile noastre sau pagina mea, ionit.md. Vară, ne apropiem de admiterea 2024 și deja e tradițional, chiar dacă noi nu lucrăm de mulți ani de zile, dar exact o an în urmă, tot în luna iulie, exact în aceeași perioadă, am vorbit despre admiterea în universități, luăm doar universitățile, poate cu timpul vom trece la toate celelalte teme. Ne interesează lucrul acesta din mai multe aspecte. În primul rând vreau să vedem în ce măsură universitățile noastre pot face față acestor vremuri destul de grele atunci când numărul de studenți în Moldova a scăzut la 128.000 la 55.000. Apropo, acum am ajuns la minimul, nu istoric, am avut și mai puțin, dar minimul din ultimii vreo 20 ceva de ani de zile, deci după maxima din 2007-2008, acum suntem la minimum. Și totodată studenții, modul cum învață ei, cât sunt ei, ne permite admitere, ne permite să scoatem în evidență mai multe lucruri bune, interesante, nu atât de bune, lucruri care cred că trebuie să discutăm. Încep concluziile, cu toate concluziile se fac la sfârșit. Deci dacă nu uităm atent, la cei care vor intra la facultate, câți intră la facultate, câți învață, trebuie să spunem în felul următor. Cei mai mulți studenți, în proporție de peste 70%, sunt tineri în vârstă de la 19 până la 23 de ani. Din acest motiv, atunci când analizăm situația în universități, eu iau grupul acesta de tineri, 19-23 de ani, și încerc să înțeleg ce se întâmplă cu dânșii. Învață, nu învață, sunt țară, nu sunt țară. Înțelegând acest grup, îți dai seama ce va fi mai departe. Al doilea lucru care a influențat destul de puternic și va influența rata de matriculare la universități este înclinația spre învățământ. Deci, despre aceasta voi vorbi cel mai mai târziu, dar acum numărul de tineri din vârsta aceasta, 19-23 de ani, care sunt în Moldova, că sunt cei mai mulți plecați peste hotare, au o înclinație sau din numărul lor total, cei care merg la universitate, acum au crescut cu 35%, deci asta este foarte și foarte mult. De ce? Voi încerca să dau anumite explicații. Trei, războiul din Ucraina ne-a adus un anumit număr de studenți. În afară de aceasta, număr de studenți străini la noi, iarăși a înregistrat o maximă, nu e atâta cât ne-am dorit, dar crește, foarte lent acum, dar crește. Mai avem încă și situația demografică care este una dramatică, dar s-a stabilizat și voi povestiți despre aceasta ce s-a întâmplat. Toate puse cap în cap, ne dă un tablou privind câți studenți vor intra anul acesta la facultate, dar haideți să o luăm la rând. Maxima istorică a fost în 2005, când, exact acum 20 de ani în urmă, când aproape 35.000 de tineri au dat o busnă la universități. Deci am avut o admitere care fără precedent în istoria noastră. Până atunci n-am avut și de atunci n-am mai avut 34,6.000 de studenți. După aceasta a căzut puternic în 2006-2007, apoi s-a dus în jos ca în 2017-2008 și ajungem la minimul de 13,3.000. 2020 creșterea a fost determinat în cea mai mare parte de pandemie, nu doar pandemia, cu așa să vedeți că nu doar pandemia, dar pandemia a avut un rol de spus. În 2022 am avut 13,6.000, în 2023 am avut o creștere surprinzătoare, până la 14.700, iar în acest an eu vreau să cred, știți, de regulă expertul nu trebuie să spună cred, el trebuie să spună că știe, dar eu vreau să cred că vom avea circa 14.500. Este o speranță optimistă. Poate fi că lucrurile vor fi puțin mai grave, dar acest optimism meu este bazat pe anumite fapte și nu vorbesc așa, pur și simplu, de dragul de a vorbi. După cum am spus, studenții, numărul de matriculări la noi universitate este determinat de câțiva factori. Unul este studenții străini. Deci noi avem în fiecare an, din ce în ce mai mulți studenți străini, vor să intre la facultate. Da, ca să fie foarte clar, vorbesc despre înmatricularea la ciclul întâi de studii, masteratul nu al eu, considerând că masteratul este o continuare a studiilor, cumva acest indicator de masterat interesează din perspectiva de a ști câți studenți sunt la facultate, dar despre aceasta poate într-o altă ediție vom vorbi când vorbim despre învățământul superior. Astăzi vorbim doar despre admitere. Dacă ne uităm atent, am avut un maxim în 2021-2022 de 5.127,
în 22-23 avem o scădere. Ce s-a întâmplat în 21-22? Am avut o creștere bruscă a numărului de studenți din Ucraina și din Rusia. Voi târziu voi mai arăta. După aceasta am avut o scădere. Iar acum, de fapt, creșterea din 22 a fost nu o creștere organică, a fost o creștere bazată de rezultatul războiului, iar creșterea organică o avem acum. Din păcate, noi n-am putut transforma oportunitatea studenților din Rusia și Ucraina să-i stabilizăm la noi, dar aceasta ține de capacitățile noastre slabe de a lucra cu studenții străini. De unde sunt studenții străini în Republica Moldova? Dacă noi dăm atent, pe locul 1 este România cu 52% aproape, pe locul 2 India cu 21%, India a crescut în ultimii 5 ani de zile, de la nimic am ajuns pe locul 2, Israelul este pe locul 3, dar cu regret o spun că Israelul trebuia să fie cu mult mai sus, mai sus ca India, ceva asemănător cu România, Ucraina pe locul 3 în mare parte, noi am avut cândva foarte mulți studenți ucraineni, după aceasta i-am pierdut, războiul din Ucraina ne-a adus înapoi, dar iar îi pierdem ceva mai târziu voi arăta și apoi merg la alte țări deja cu indicatori mai mici. Mi s-a părut interesant, cred că pentru cei de la Ministerul Educației ar fi interesant acest lucru, am luat 10 țări și anii în care noi am avut maximul de studenți. Dacă observați, România, ea crește organic în fiecare an, acum avem aproape 2700 de studenți din România. Pe locul 2, Israelul, dar din păcate acum Israelul practic de 3 ori a scăzut numărul de studenți, nu practic, dar de 3 ori a scăzut numărul de studenți, dar în 2015 am avut 2.439 de studenți din Israel, vedeți, o cifră impresionantă care mulți nu o pot realiza, cum e posibil așa ceva, dar a fost. Pe locul 3 este India în prezent, dacă observați în top 10, doar două țări sunt cu verde, deci care acum avem rezultate, în restul avem scădere. Ucraina în 22-23 am avut 731, dar nu mai avem. Siria, lumea a uitat, dar cândva, da, în Siria acum este război, dar cândva Siria am avut 584 de studenți, i-am pierdut, e recuperabil. Iordania, 345, am pierdut, e recuperabil. Restul le vedeți și dumneavoastră. Deci noi, foarte multe țări care au fost cândva studenți de la ei la noi, acum, din păcate, i-am pierdut, lucru care nu este o problemă, eu văd o oportunitate să ne aducem aminte cum ei vineau la noi și să aducem înapoi. Cum am spus, războiul din Ucraina ne-a adus o creștere bruscă de studenți, dacă observați, am ajuns până la 838 de studenți, acum s-a dus în jos, practic cei din Federația Rusă au rămas la noi și chiar a crescut lent, iar cei din Ucraina au venit, s-au uitat, au plecat. Deci asta este regretabil că noi n-am putut să menținem studenții din Ucraina la noi, lucru care ne-ar fi ajutat pe noi, ar fi ajutat și pe ei. Cred că aici avem de lucrat, că după mine nu sunt atât de multe țări alături de Ucraina, care vorbesc limba rusă, limba în care învață studenți. Al doilea lucru care se întâmplă în prezent, deci la noi, încă avem și o rată de matriculare destul de bună și avem și un număr de studenți destul de mare, care de fapt salvează universitățile noastre într-o mare măsură, avem persoanele după 30 de ani care decid să fac studii. Dacă așa omul trăiește și la un moment dat se gândește să meargă la universitate. Vorbesc de ciclu primar, deci merge la o facultate, din regulă cred că este a doua facultate, el merge la ciclu primar. Și cel mai interesant este că dacă până la 39 de ani a crescut, iar acum este într-o ușoară scădere, atunci cei peste 40 de ani, numărul lor crește și vedeți, au ajuns 6,5%. Deci cândva ei erau un procent, acum 6,5%. Deci ponderea lor în studenți a crescut de 5 ori și cu tendință clară de creștere. Deci trebuie să o recunosc, doar constat, nu înțeleg fenomenul acesta, dar avem tineri peste 40 de ani, dacă putem să le zicem așa, că sunt și eu cam de vârsta asta, o leac mai încolo, avem în prezent 16,8%, deci o procent destul de mare și datorită acestor persoane cu vârsta de peste 30 de ani, noi avem o rată de mare de tineri care învață aici.
Avem o roată de, destul de mare a celor care merg la masterat, nu ține de noi, dar ne arată cum supraviețuiesc în universitate și am decis să-l arăt. Dacă observați, 2020-2022 am ajuns până la 68%, acum suntem o scădere, deci creșterea de atunci s-a datorat în special pandemiei și tinerilor care termină ciclul 1 n-au plecat peste hotar, dar ciclul 2 l-au continuat tot în Republica Moldova. Alt lucru care ne duce la creșterea numărului de studenți este faptul că la noi puțin s-a îmbunătățit situația privind numărul de copii care termină clasa de liceu. Că cel care e student la facultate anul întâi, în cea mai mare proporție, 70% sunt copiii de liceu. Da, mai avem și cei de la școli profesionale și tehnică, cum spuneam noi înainte, acum repede îmi iasă din cap denumirea, mai avem și unii care cu vârstă înaintată au încă facultate civil, dar cei mai mulți sunt și copii de liceu. Dacă observați, în 2016-2017 noi am avut cel mai mic număr de copii de liceu, doar 10.300, care erau în anul în clasa 12, a crescut până în 2022, până la 12.400, în 2023, acum numărul lor puțin s-a scăzut la 12.200, dar oricum este mai mare. De ce este determinată număr mare de copii de liceu? Eu așa am scris în notiță, sunt legați de doi factori. Deci scăderea lor bruscă până în 2016 datorează faptului că din 1998 până în 2008 noi am avut cea mai mică rata natalității din istoria Republicii Moldova. Deci nu a fost până în 1998 și după 2008 noi nu am mai avut în istoria noastră o rată atât de micuță a natalității, deci asta, acest efect îl avem. Și al doilea ce este, când prezent noi avem o înviorare destul de puternică a numărului de elevi care după ce termină nouă clasă decid să meargă la liceu. Deci noi avem acum undeva 1700 de elevi la liceu mai mulți decât am fi avut dacă rata de accedere la liceu ar fi rămas așa cum a fost mai mulți ani în urmă. Uitați-vă aici, am cu rata copiilor care vor să continue liceul. Dacă observați, după ce s-au năsprit examene la BAC și au devenit copii, s-au speriat aleac, am ajuns la 35%. Apoi am crescut, iar acum nu suntem ca în 2010, când toată lumea tradițională din sistemul sovietic încă mergeau la liceu, dar am ajuns la o rată destul de mare, de 44%, mult mai mult decât a fost 37-38%, lucru care ne permite să avem cât mai mulți copii de licee. Altfel spus, copiii care au rămas în Moldova, în proporție de 44%, după ce au terminat nouă clasă, consideră să meargă la liceu. Dar numărul celor care merg la studii a crescut semnificativ și aici eu mi-e greu să spun cauză-efect. Deci primește la noi acum în țară, tinerii au rămas puțin și acum și aveți vedea că într-adevăr avem o migrație puternică, puternică a tinerilor, dar cei care au rămas în țară au gustul de studii. Și acum nu înțeleg, sau au rămas cei mai buni în țară care vor să învețe, sau din cauza că el învață, nu pleacă încă peste hotare. Deci aici mi-e greu să spun care este cauza-efect, dar situația este felul următor. Dacă acum câțiva ani de zile, din tinerii de la 19 până la 23 de ani, la facultate, și acum să vedeți că nu doar la facultate, dar la facultate, la universitate, mergeau 24%, adică fiecare a patrulea tânăr, din vârsta de 19-23 de ani, deci aceștia sunt, de fapt, studenți. Când spunem studenți, da, mai sunt și aceștia de vârsta mea care învață, dar aceștia sunt. Fiecare a patra făcea studii. Acum a ajuns la 33%, fiecare a treilea. Deci noi avem, într-o perioadă de câțiva ani de zile, mai puțin de 10 ani, o înclinație, o creștere a dorinței tinerilor de a merge la studiu și a crescut semnificativ și în felul acesta noi avem în prezent la universități avem cu 8.800 de studenți mai mulți decât am fi avut dacă rata lor de a merge la studii rămânea așa cum a fost 2017-2018. Deci fiți atenți, 8.800 de studenți, ceea ce este după mine foarte mult. De ce acest lucru se întâmplă? Îmi este greu să răspund. Eu am presupus, zic, poate studenți, știți că noi avem așa ceva, este o teorie falsă,
de o spun deodată, dar avem în capul nostru așa ceva, că acum toți fac studii superioare. Nimeni nu se mai duce la școala de meserie, nimeni nu se mai duce la colegii, nimeni nu se mai duce în altă parte, toți vin la universitate. Și m-am gândit, zic, poate într-adevăr la noi inclinația spre studii a crescut, că tânărul nu alege o școală de meserie și vine la universitate. Nu e așa. Am luat toate tipurile de școli care le avem noi. Apropo, am luat și școlile, liceele, că noi avem copii pe la, după 19 ani care învață în liceu. Cum am mai târziu am mers la 7 ani, are 19 ani. Am luat licee și am luat câți copii sunt în liceu, de vârsta de la 19 până la 23 de ani. După aceasta, am luat școlile profesionale și școlile profesionale secundare, deci cum ar fi colegiile. Și dacă vă uitați atent, rata de studii a fost 31%, adică la cei 24% se mai adaugă 7% alți copii care fac studii, iar acum am ajuns la 42%. Deci din toți tinerii care au rămas în țară, fiți aici atenți anume, care au rămas în țară, că avem foarte mulți plecați, 42% sau aproape fiecare a doilea undeva învață. Fie la liceu, fie la o școală de meserii, fie la un colegiu, fie la universitate. Și lucrul acesta, evident, ne-a creat această, mă face să fiu optimist, că vom avea o rată de admitere înaltă și observați, crește cu fiecare an. Deci în fiecare an noi rata, mă tem să fac știrea, rata celor care vor să învețe crește cu fiecare an. Deci numărul tinerilor care vor să fac studii crește cu fiecare an. Tradițional, dau și lucrul acesta din tineri, aici doar universitatea o iau, cât sunt băieți care merg la studii și cât sunt fete. Media este, dacă ați observat, 33% în acest an din toți tinerii care sunt în țară, 33% învață. Însă repartizarea este neuniformă pe sexe. Băieți, 28% din băieți care sunt fac studii la universitate, iar fete sunt 38% aproape, sau cu 10 puncte procentuale mai multe, în realitate 35%. Încă o concluzie care o facem este că, de fapt, fetele au o înclinație spre învățământ cu 35% mai mare decât băieții. Pentru cei care se interesează că nu doar la universitate, aceasta se respectă și la colegii, mai puțin la școlile profesionale. Acolo băieții, deci unde se cere mult fizică și unde este necesar abilitățile acestea personale, deci, zicem, nu studii superioare, dar școlile profesionale, acolo băieții au o rată mai ridicată, dar la, în rest, la colegii și la universități, înclinația spre studia fetelor este cu 35% mai mare decât la băieți. Cumva fetele mai bine învață. Deci aici au fost factorii pozitivi, înclinația spre învățământ, dorința de a merge la studii, persoanele în vârstă și străinii sunt factorii care ne-au dus la ceea că noi acum avem o rată de admitere mult mai frumoasă decât ar fi fost dacă nu erau toate lucrurile acestea. Dar avem și factor negativ. Din nefericire pentru noi, noi ne confruntăm cu doi factori negativi care sunt legați unul cu altul. Primul este scăderea numărului de tineri de vârsta de 19-23 de ani. În general, moldoveni de vârsta aceasta scade, dar s-a stabilizat practic după 2023, de fapt în acest an, 2023-2024, este anul când tinerii 19-23 de ani se stabilizează, iar în 2027 cred că vom avea și o ușoară creștere, acum și-o voi explica. Însă acesta este primul factor negativ. Al doilea factor negativ este migrația care s-a accelerat puternic în ultimii ani de zile. Și haideți să o luăm pe rând. Dacă ne uităm atent, la noi număr de copii de vârsta 19-23 de ani, de ce aceștia am luat din cauza că aceștia creează grosul studenților din Republica Moldova, a crescut constant ajungând maxima istorică în 2008. Deci în 2008 noi am avut cel mai mare număr de tineri din istoria Republicii Moldova din toate timpurile. De ce aceasta s-a întâmplat? Din simplu motiv că Moldova a avut cea mai mare rată a natalității în perioada 85-90. Deci datorită acestei rate a natalității din 85 până 90, deci acesta este efectul acestei natalități, am avut o creștere. După aceasta a urmat o scădere bruscă și este legată de
prăbușire, de către, își putea spune, a ratei natalității, în mod special după 98, când, de ce s-a întâmplat acest lucru, nu trebuie multă minte în cap ca să înțelegem. Deci după 98 la noi s-a prăbușit rata natalității, care a fost cea mai mică din toată istoria noastră, marea migrație a oamenilor. Oamenii au plecat peste hotare, copiii nu au fost, nu că n-au fost o divinită prioritate, dar nu au fost compatibil practic migrația peste hotare și nașterea de copii. Am căzut până în 2020, după 2020 avem o scădere latentă, slabă, până în 2024, iar din 2024 avem o stabilizare chiar cu o ușoară creștere către 2027. De fapt, la noi acum avem o creștere rată natalității crește, în ce scuz, 2023 a fost catastrofal, dar comparativ cu 98-2008, noi am avut o rată analității mai bună, excepție din toate timpurile. Este anul 2023, deci 2023 este o excepție din toate timpurile, dar în rest am avut o rată analității plus minus bună, cu excepția anului 2023, lucrul acesta care ne-a dus la o stabilizare. Deci, din punct de vedere al nașterii de copii, noi aici suntem mai mult sau mai bine, ne-am stabilizat la limita de jos. Mai grav este o altă epidemie care o avem noi, este migrația. Dacă vă uitați atent, în anul 2014, noi 22% din tinerii în vârstă universitară erau plecați peste hotare. Deci 280.000 de tineri, 216.000 erau în țară, 64.000 erau plecați peste hotare. În acest an, noi estimăm că din 187.000 de tineri, 106.000 sunt în țară și 81.000 peste hotare, în scădere puternic comparativ cu anul trecut. Deci noi, în 2024, avem 43% din tineri din vârstă universitară aflat peste hotare. De la 22% am crescut la 43% sau de două ori ca pondere. Iar către anul 2027, ritmul, chiar dacă va fi unul cu mult mai slab decât în ultimii ani de zile, dar eu cred că va fi nu în 2027, dar din infericire în 2026, așa că am mers pe o variantă mai optimistă, mai mult din jumătate din tinerii noștri de vârstă universitară se vor afla peste hotarele țării. Lucru care, evident, va fi o presiune enormă asupra universității. Uitați-vă, din potențialul de tineri de 111.000 care a fost anul trecut, anul acesta avem doar 106.000, iar în 2027 mă avea 92.000 de tineri, o scădere puternică. Lucru care, evident, se poate manifesta și prin număr de matriculări. Încă o dată, a doilea final este felul următor. În acest an, eu cred că rata de admitere va fi una destul de bună, la nivel de 12.500, mai bună decât în anii precedenți. Aceasta se determină de factorul că avem o înclinație spre a merge la studia tinerilor cu mult mai mare decât a fost în trecut. Avem destul de puternică înclinație tinerilor copii de a merge la liceu, o mărți destul de mult. Dorința lor de a merge la facultate este tot una destul de ridicată. Plus avem străinii care continuă să vină în Republica Moldova și sunt acum două țări care sunt într-o creștere, pur și simplu. Prima țară crește organic mulți ani în România, dar India, pur și simplu, numărul lor crește exponențial. Și avem persoanele cu vârsta după 30 de ani și în special cei după 40 de ani care decid să mai vină încă o dată pe băncile facultății, însă avem și un factor negativ, migrația puternică a tinerilor, care cumva mai temperează acest lucru. Cred și vreau să cred, doresc succes tuturor comisiilor de admitere din toate universitățile, vreau să cred că veți reuși să completați toate locurile și sălile de studii pe care vi le planificați, le aveți în 2024-2025, iar la tineri le doresc să continue cu acest proces frumos de a merge la facultate și, încă o dată, repet, din toți tineri din Republica Moldova, dacă acum 7-8 ani urmă doar 32% învățau undeva, acum avem 42%, ceea ce înseamnă aproape jumătate din toți tineri din Republica, care au mai rămas în Republica Moldova, nu stau acasă, dar merg undeva și învață, fie la universitate, fie în alte instituții de învățământ. Vă mulțumesc și până data viitoare!